Salutare, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt și totodată să facem o diferență între acești lăstari, acest puiete de prunt care a fost tăiat în verde. Uite câți lăstari au dat la fiecare tăietură, dacă te ia, uite ce avem aici. Aici am avut un lăstar, deja a plecat și în jos, și sus, și în laterale vreo doi lăstari. Foarte mulți lăstari pleacă de unde te cu forfeca. Și vreau să arătăm și celor care sunt mai începători, așa cum am fost și noi până mai pe anul trecut, până ne-a învățat și pe noi un om mai în vârstă care lucrează în domeniul pomilor, cum să, ce să le facem să nu mai fie nevoie să-i mai tăiem lăstarii de la ei. Atunci când tăiem lăstarul, pleacă lăstari mai mulți, nu pleacă numai unul, pleacă mult mai mulți lăstari de la ei. Uite, aici am avut tăiat cu forfecă, aici am avut tăiat cu forfecă. Foarte mulți lăstari și pe crângele alante, unde am avut tăiați cu foarfeca, foarte mulți lăstari ei cresc în ei. Diferența face, uite, acest puiede care le-am rupt lăstarii când au fost frageți. Și de unde s-au rupt lăstarii, n-au mai dat alți lăstari, cum se văd. Au rămas doar niște cicatrici mai mici și nu au mai crescut lăstari de unde i-am tăiat, de unde i-am rupt, pardon. Ia uite, doar să... Aici a fost altceva, a fost... Una dată asta nu a fost lăstar rupt, a ieșit din altă parte. Asta e diferența între lăstarii care se rup și lăstarii care se taie. Aceștia care i-am rupt, nu au mai crescut niciun fel de lăstar. Cum vă spuneam, până mai pe anul trecut, nici noi nu știam. Îi tăiam direct în verde și pe urmă ne pomeneam cu ei că se stufăreau. Foarte, foarte mulți lăstari creșteau la ei. Cam asta am vrut să vă arătăm, prieteni. Dacă vă place ceea ce facem, abonați-vă dacă nu ați făcut-o. Lăsați-ne și nou un like la vizualizare. Apăsați clopoțelul să vă ajungă în timp util vizualizările noastre. Salutare!